Bună seara tuturor, dragii mei, pacea Domnului, bine ne-am întâlnit din nou la străjerul de unde Cuvântul Dumnezeu pleacă către casele noastre și către inimile noastre. Vă spun Sava binecuvântat și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat această minunată ocazie pentru a ne întâlni din nou, pentru a studia din nou, pentru a avea părtășie unii cu alții, pentru a avea părtășie cu Dumnezeu și a învăța lucruri curate și plăcute, așa cum cere Dumnezeu. Mă bucur că suntem aici, pentru că în aceste timpuri sunt tot felul de înșelătorii, tot felul de amăgiri, tot felul de idei false, tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor. Și Dumnezeu spune, aveți grijă în aceste timpuri. Aveți grijă, fiindcă dacă nu aveți grijă, va fi mare problemă. Mare problemă, spune Dumnezeu, nu va fi cu mine. Și problema va fi cu voi. Problema va fi cu voi, nu cu mine. Mi-aduc aminte din Sfântele Scripturi, în momentul când Domnul Iisus Hristos era ridicat și era forțat să meargă către Golgota, îi se pusese și crucea în spate, la un moment dat a căzut cu ea jos. Și femeile care erau la momentul acela în apropierea Domnului Iisus Hristos au început să plângă pe Domnul lor că era chinuit, că era bajocorit, că era lovit, era insultat într-un fel sau altul. Apropiindu-se de Domnul Iisus Hristos în mila lor, Domnul Iisus Hristos cu o privire blândă și cu cuvinte care să le atingă sufletul se uită către ele și le spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci dacă se întâmplă așa cu copacul verde, oare ce se va întâmpla cu acel copac? În cartea Hristos Lumina Lumii spune așa, dragii mei, în viziunea profetului pe care Dumnezeu i-a dat-o, căci Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a văzut peste veacuri că unele dintre mame vor putea să se piardă împreună cu copiilor cu tot. Unele mame vor putea să fie înșelate și să meargă în rătăcire împreună cu copiilor. Deci vedeți, dragii mei, Dumnezeu vede peste veacuri lucrurile acestea care se întâmplă, nenorocirile și problemele care se abat. Și în aceste timpuri, de multe ori, plângem pentru alt lucru, simțim compasiune pentru alt lucru, ne place să facem anumite lucruri în care să arătăm milă și duioșia noastră și e corect lucrul acesta. Dar ce este cel mai greu lucru? Că nu avem milă de noi înșine. Nu avem compasiune de noi înșine. Noi nu ne plângem pe noi, îi plângem pe alții. Nu este lucru rău ca să faci acest efort. Dar Dumnezeu zice, în seara aceasta, aveți grijă. Plângeți-vă pe voi și copiii voștri. Plângeți-vă pe voi și familiile voastre. Plângeți-vă pe voi căci viața voastră nu este în regulă. Plângeți-vă pe voi că ceea ce are să vină are să lovească puternic în zidul credinței, în viața voastră, în familia voastră, are să lovească în trupurile voastre, are să lovească în tot ce se poate lovi, ca să nu rezistați și să nu ajungeți în locul promis de Dumnezeu. Și să nu ai parte cu Dumnezeu la mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o în dar. Dumnezeu zice, aveți grijă, verificați-vă, că s-au ridicat în aceste timpuri proroși mincinoși, idei false, învățături false, o împărăție și o evanghelie falsă, o evanghelie care îl reprezintă pe Iisus Hristos, dar nu în adevăratul său caracter. O evanghelie care prezintă pe Dumnezeu, dar nu Dumnezeul mântuirii și nu ceea ce trebuie și este necesar pentru mântuirea și salvarea noastră. Haideți, dragii mei, înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta, să ne rugăm, să ne rugăm căci așa se cade înaintea lui Dumnezeu.
și ni se cade nouă ca oameni. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Iubite Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale să-ți mulțumim că ne iubești, că ne poți de grijă, că ești alături de noi, că ești un Dumnezeu plin de dragoste și bunătate, că viața noastră a fost scumpă înaintea Ta, că ne-ai ferit de orice rău acolo unde am fost, ne-ai dat înțelepciune și purtare de grijă. Te rugăm, dacă am greșit cu ceva, iartă-ne și curățește-ne prin sânge și merită de un Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne plângem pe noi și copiii noștri și familia noastră, pentru timpurile care ne stă în față, pentru viața noastră care nu este pregătită, pentru viața noastră care nu este în conformitate cu voia Ta. Ajută-ne să ne vedem păcatele noastre, ajută-ne să vedem ce mai avem de părăsit și de mărturisit, ca nu cumva un păcat să se pună între noi și Tine și să ne piară viața pe pământul acesta. Ajută ca sabatul acesta să fie o desfătare și o bucurie pentru noi toți. Să simțim prezența Ta, să intrăm în odihna Ta, să învățăm din cuvântul Tău și cuvântul Tău să aducă rod bogat în inima noastră. Noi singuri nu putem, că suntem nemeritabili, neputincioși. Suntem atât de coborâți și degradați din cauza păcatului. De aceea Te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, ca El să ne mustre, să ne învețe, să ne drepte, să ne călăuzească, să ne dea putere și să ne ajute să formăm un caracter pentru Celul Tău și să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Ne predăm în brațul Tău și îl mulțumim. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt s-a început acesta. Amin. Dragul meu ascultător, în timpul acesta, cum spuneam mai devreme, al ideilor false, al lucrurile care sunt promovate pe pământul acesta. Mă uit că în aceste timpuri, când cernerea poporului lui Dumnezeu a început, problema este că această cernere a celor credincioși de pe pământul acesta și a celor necredincioși a început, eu am văzut lucrul acesta de câțiva ani buni, de câțiva ani buni am văzut, dragii mei, nu acum. Problema este că acum se intensifică și mai mult. Se intensifică și mai mult cernerea. Se face încetul cu încetul pregătirea pentru sigilare, pregătirea pentru hotărârea destinului nostru veșnic. În curând se va face sigilarea cu Duhul Sfânt sau se va face sigilarea cu semnul fiarei. În curând fiecare vom vede în ce direcție vom merge. Fiecare dintre noi vom vede ce am ales, ce am slujit, cum am trăit, pentru cine am trăit, ce eforturi am depus noi în viața aceasta și pentru cine le-am depus. Dar va fi prea târziu. Când se va face marea trezire, va fi prea târziu. Prea târziu, fiindcă nu vom putea să mai facem absolut nimica. Mă uitam și astăzi, că mă mai uit din când în când, când am timp, la știrile acestea mondiale, inundații, au venit prin orașe, prin țările acestea, ape mari, care au inundat foarte mult, au luat mașinile, au distrus casele la oameni, într-o parte se distrug recoltele, secetă, într-una, Satana lucrează prin oamenii să-i dau cu rachete, chipurile ca să împrăștie piatra, dar pe partea altă nenorocesc pământul. În altă parte, mișcări de teren. În altă parte, lucruri ciudate care n-au mai fost niciodată. Soarele dogore pământul mai mult ca niciodată. Căldurile cresc pe an ce trece, din ce în ce și mai mult. Seceta se adâncește din ce în ce și mai mult. Pământul este uscat, izvoarele încep să sece. Toate lucrurile acestea de la un timp de vreme au început să ia razna. Unii se răscoală și se luptă într-un fel sau altul. Oamenii sunt forțați într-un fel sau altul să se vaccineze. Unii sunt forțați să ia anumite hotărâri, dar hotărâri pentru libertate, hotărâri pentru a avea ce mânca, de frica foamei, de frica lipsurilor și de multe alte lucruri.
dar nu de un așa zice Dumnezeu. Problema este că Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri să devenim oameni ai credinței, oameni ai speranței veșnice pe care Dumnezeu ne oferă. Dragul meu ascultător, e timpul să te plângi pe tine și familia ta. E timpul să mă plâng pe mine și familia mea. E timpul în aceste timpuri ca noi să vedem mai mult ca niciodată. Să-i cerem lui Dumnezeu. Să-i cerem lui Dumnezeu să ni se deschidă ochii și să vedem. Fiindcă mulți dintre noi nu vedem. Mulți dintre noi mergem pe același drum, în același direcție. Mulți dintre noi alergăm într-un fel sau altul, dar fără să ținem cont de ceea ce se va întâmpla. Vreau să vă spun, dragii mei, vedeam astăzi și aseară, la fel din știrile acestea, în unele țări, oamenii care nu vor să intre sub vaccin, oamenii sunt bătuți, oamenii sunt închiși, oamenii sunt dirijați într-un fel sau altul, alții nu li se mai dă voie la cumpărături, alții nu li se mai dă voie să facă anumite lucruri. Deja auzisem ieri o știre care s-a dat și în Spania că vaccinul a devenit obligatoriu. Obligatoriu. Deja s-a publicat în buletinul oficial. Problema este că și în România se va publica în monitorul oficial cam la 1 de septembrie aceleași lucruri. Și spunea acolo, într-o publicație care era făcută, și spunea așa: cel care nu vrea să se vaccineze, de exemplu, și e străin în Spania, ești rezident și ai acte de ședere în Spania, indiferent că ești definitiv sau nu, spunea că dacă nu vei accepta să faci lucrul acesta, să părăsești țara și să te duci în țara ta. Când vii în țara ta, dacă nu vrei să te vaccinezi, spune că dacă nu vrei să te supui acestor lucruri, să pleci din țara ta și să te duci în orice țară de pe pământul acesta, dacă nu vrei să te supui, unde să te duci? E timpul să ne plângem. E timpul să ne verificăm, e timpul să ne cercetăm. E timpul ca copiii lui Dumnezeu să-și părăsească orașele. E timpul ca copiii lui Dumnezeu să-și ia din nou o bucată de teren undeva. E timpul ca copiii lui Dumnezeu să iese din marile orașe cât încă se mai poate. E timpul ca copiii lui Dumnezeu să nu stea în aceste lucruri, fiindcă vor veni mari nenorociri. Spunea că în unele țări deja s-a cerut și s-a dat lege ca armata să intervină, ca să-i fugărească și să-i alerge pe toți aceia care nu se vor supune acestor lucruri. Dragul meu, nu te gândești ce va fi pentru tine. Nu te gândești ce va fi pentru viața ta. Să nu zici mâine, poi mâine, că Dumnezeu nu ți-a spus că este un timp când trebuie să te plângi pe tine și familia ta. Decât să stai nepăsător, decât să stai pur și simplu indiferent în aceste timpuri când Dumnezeu este gata să vină. Gândește-te bine, dragul meu, gândește-te bine, căci dacă astăzi nu vei face lucrul acesta, mâine va fi prea târziu. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu ne iubește pe toți, dar trebuie să facem și noi ceva. Trebuie să mișcăm într-un fel sau altul. În seara aceasta vom discuta problema acestor idei false, care este un pericol foarte mare, de care Dumnezeu zice să ne ferim și să avem mare grijă. Vreau să vă aduc la cunoștință și înainte de a intra în subiectul nostru, că proiectul cu cartea Calea către Hristos încă rămâne deschis. Mai avem o săptămână, dragii mei, o săptămână. Și vom merge după ele. Încă ne mai trebuie ceva bănuți. Le mulțumesc din toată inima acelora care Dumnezeu le-a pus pe inimă. Vreau să spun că săptămâna aceasta s-a strâns destul de binișor, dar încă ne mai trebuie. Mai avem din a treia parte, sau s-au strâns trei părți și rămăsese o parte, din a patra parte mai avem jumătate, dragii mei. Cei care doresc și vor să se implice în tipările acestei cărți, vreau să vă spun din toată inima: puteți, care cunoașteți pe frații care lucrează cu cărți. Avem pe Milu, avem pe fratele Marian,
Râșnoveanu, avem pe frații de la Călăraș, surorile de la Călăraș, mai avem iar niște frați din zona Călărașului care lucrează, mai avem încă unii despre Calafa Bechet în jos. Vreau să vă spun, dragii mei, chiar și fratele Bobby m-a sunat, frate Liviu, nu mai avem cărți, nu mai avem nimica, trebuie, noi mergem pe teren, dar trebuie de multe ori ca să împărțim ceea ce și nu mai sunt. De fraților, rugați-vă Dumnezeu, ca toți aceia care ascultă mesajul când îl transmit, Dumnezeu să pună pe inima lor ca să poată să participe la această lucrare. Această carte costă 0,80 bănuți. Vă rog din toată inima, care doriți? Haideți să ne implicăm în această lucrare. Haideți, dragii mei, puteți să mă contactați. Mai avem o săptămână ca să nu mergem degeaba până acolo și să putem să luăm acele 50.000 și să le transmit. Vreau să vă spun că acum când mă voi duce după ele, nici măcar nu le voi aduce la mine. De aici se vor distribui direct. Direct se vor distribui acolo unde trebuie. Mi-a promis un prieten de-al meu că o să meargă cu mine cu mașina și o să le distribuim în toate zonele în care este nevoie. Haideți să facem ceva, dragii mei. Unii dintre asta poate nu puteți să faceți lucrul acesta, dar puteți susține lucrarea Dumnezeu. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu în seara aceasta pentru noi, care ne îndeamnă, ne mustră și ne atrage atenția. În seara aceasta, în Leviticul 25 cu 14, spune Cuvântul Lui Dumnezeu așa: dacă vindeți ceva aproapelui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul dintre voi să nu înșele pe fratele lui. Lucrurile acestea se referă în Sfânta Scriptură la a vinde lucruri materiale, dar și la lucrurile spirituale din partea lui Dumnezeu. Vreau să spun, dragul meu ascultător, în seara aceasta, Dumnezeu zice, cumpără de la mine. Ce să cumpărăm de la el? Aur curățit prin foc, haine albe, alifie pentru ochi, ca să ne îmbrăcăm, ca să ne se deschidă ochii, să vedem ceea ce trebuie. Dumnezeu zice în timpurile acestea, dacă vinzi lucrurile fără plată ale lui Dumnezeu, nu înșela pe aproapele tău, nu înșela pe fratele tău, dacă cumperi ceva de la el, nu îl înșela pe cel de lângă tine, nu căuta ca prețul valorii lui Dumnezeu și al cuvântului Dumnezeu să scadă în inima omului ca să-și piardă viața. Nu-l înșela pe aproapele tău pentru părerile și ideile tale. Nu căuta să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu ca să promovezi aceste lucruri înșelătoare și false din aceste timpuri. Caută ca să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu înșela. Nu înșela nici când vinzi, nici când cumperi. Nu scădea prețul cuvântului lui Dumnezeu și valorile lui Dumnezeu. În Leviticul 25 cu 17 spune așa: niciunul dintre voi să nu înșele deci pe aproapele lui, să te temi de Dumnezeul tău, căci El este Domnul Dumnezeul tău. Niciunul dintre noi să nu înșele, și de multe ori se întâmplă în aceste timpuri, căci credincioșii se înșeală unii pe alții. Fie când primește, fie când dă. În Matei 24 cu 4 spune cuvântul Dumnezeu, drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că în timpul sfârșitului se vor intensifica toate aceste lucruri care promovează ideile false, toate aceste lucruri care vă vor duce în rătăcire. De ce credeți dumneavoastră că spune Dumnezeu că la revenirea sa vor fi găsiți în viață și sigilați doar 144.000? Fiindcă înșelăciunea este destul de mare. Spune Dumnezeu că dacă n-ați purtat zilele din pricina celor aleși, chiar și aceștia 144.000, ei vor putea să fie înșelați și să-și piardă viața. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu trage atenția pentru mare înșelare? Fiindcă Satana va lucra și va înșela. Vei cumpăra fals, vei vinde fals. Vei fi atras în capcana acestor idei false, care sunt promovate, care sunt aduse înaintea noastră ca oameni. Noi trebuie să avem grijă și să veghem neîncetat și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să nu cădem în ispită. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri. Mă uitam zilele acestea că bisericile promovează în general. Salvarea noastră este vaccinul. Salvarea noastră este aceasta. Nu mai este Dumnezeu. V-am spus și o repet și să fie clar pentru toată lumea. Nu am nimic împotriva nici a vaccinului și nici a celor care se vaccinează. Dar am dat sfatul de multe ori
pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Dacă faci un lucru, fă-l dacă Dumnezeu îți dă aprobarea și dacă Dumnezeu ți-a dat încredințarea. Nu vinde falsuri. Nu cumpăra falsuri. Dumnezeu spune, nici unul dintre voi să nu înșele pe aproapele lui și să te tem de Domnul Dumnezeul tău. Bagă de seamă să nu te înșele cineva, că se vor scula mulți Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, care vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. În aceste timpuri oamenii sunt foarte mulți înșelați. Prin aceste lucruri care se promovează în timpurile acestea, vor duce direct până la sigilare, până la intrarea în decretul duminical, până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Lucrurile acestea se vor intensifica pe zi ce trece mai mult. Mincinoșii vor minți mai mult. Prorocii vor proroci minciuni și mai multe. Semnele se vor face și mai multe. Încrederea noastră nu se va fi dată către lume și nu către Dumnezeu, către oameni și nu către adevăratul Mântuitor care este Iisus Hristos. Va fi promovată înaintea noastră mai mult ideea despre o salvare de nu știu unde, nu știu cum, decât prin Iisus Hristos. În Efeseni 5:6 spune cuvântul Dumnezeu, nimeni să nu vă înșele în aceste timpuri cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. De ce credeți dumneavoastră că lucrurile acestea se întâmplă pe pământul acesta? Fiindcă oamenii au devenit neascultători, oamenii au devenit în felul acesta din cauza că înșală, mint, fac lucruri, escortează, pe ei nu interesează. Mă uitam de multe ori și pe aici, pe la noi, s-au început niște drumuri de ani de zile. Nu se mai termină, ci că se lucrează într-una. Dar pe altă parte se spune, au mâncat bani, au furat, nimeni nu te mai trage la răspundere, nimeni nu zice nimica, nimeni nu are nimic cu tine, toată lumea face ce vrea, fie în societate, fie în biserică, nimeni nu mai este tras la răspundere pentru păcat, nimeni nu mai este întrebat de nimica, nimănui nu îi se mai cere nimic și nimeni nu mai are nicio responsabilitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește neprihănire este neprihănit cum însuși El este neprihănit, Iisus Hristos. Să nu te înșele nimeni în aceste timpuri. Tu trebuie să trăiești neprihănire dacă ești neprihănit. Dacă nu ești neprihănit, nu vei putea să trăiești niciodată neprihănire. Dumnezeu zice, plângeți-vă pe voi. Pericolul acesta al ideilor false în ce privește îndreptățirea prin credință, pregătirea pentru viața veșnică și pentru mântuire, este promovat de la un timp de vreme cu mare putere pe pământul acesta. Pentru că noi oamenii nu putem de multe ori să înțelegem că cel mai costisitor lucru din lumea aceasta este păcatul. Noi nu putem să înțelegem, dar l-am putea înțelege dacă am fi alături de Dumnezeu și ne-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă păcatul din lumea aceasta consumă puritatea cunoștinței. Cunoștința pe care o ai ți-o diminuează, cunoștința pe care o ai nu mai are valoarea care trebuie, cunoștința pe care o ai nu mai are nicio valoare pentru tine. Problema este că vei plăti un preț al favorii lui Dumnezeu și al despărțirii sufletului tău de Dumnezeu și în cele din urmă prețul pierderii cerului pe care Dumnezeu ți l-a pus înainte. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Păcatul de a întrista pe Spiritul Sfânt, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de a umbla contrar cu El a costat mai mult decât un om pierderea sufletului. Păcatul acesta de a întrista într-una pe Duhul lui Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, te va costa pierderea sufletului și nimic altceva. Și aceasta este cea mai mare valoare pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Cine poate să măsoare în aceste timpuri responsabilitatea influenței fiecărui agent omenesc pe care răscumpărătorul nostru, Domnul Iisus Hristos, l-a cumpărat cu prețul jertfirii propriei sale vieți? Cine poate măsura această responsabilitate? Când privim
peste veacuri. Când privim în istorie, când privim în timpul acesta, ce scenă se va vedea când se va ține judecata? Ce scenă se va vedea când cărțile vor fi deschise ca să mărturisească pentru salvarea sau pentru pierderea sufletelor, a sufletului tău și a sufletului meu? Ce scenă vei vede? Ce scenă vei putea să-ți ridici ochii către ea? Va fi nevoie de decizie în aceste timpuri fără greș a celui care a trăit în natura umană. Deci va fi nevoie, dragul meu, de o decizie fără greș a celui care a trăit în natura umană, a Domnului Iisus Hristos, a celui care a iubit omenirea, a celui care și-a dat viața pentru omenire, pentru a se confirma în cele din urmă răsplata pentru cei drepți și loiali, pe cum și pedeapsa pentru cei neascultători lipsiți de loialitate și nedrept față de Dumnezeu și față de semenii lor. Fiul lui Dumnezeu, lui i s-a încredințat puterea aceasta de a măsura complet acțiunile și responsabilitățile fiecărui individ de pe pământul acesta, responsabilitățile tale și responsabilitățile mele. Pentru cei care au fost părtași păcatelor altor oameni și au acționat împotriva hotărârilor lui Dumnezeu, la momentul acela spune Dumnezeu că va fi o scenă îngrozitoare de solemnă. Fiindcă nouă ne-a fost prezentat dintotdeauna tot mereu pericolul acesta de a întreține ca popor idei false despre îndreptățirea prin credință. De fiecare dată nouă ne-a fost prezentat marele pericol că noi vom putea întreține ca popor ideile false și promova mai departe sau ca oameni să facem lucrul acesta. Nouă ne-a fost arătat de Dumnezeu de ani de zile că Satana va lucra în mod special pentru a aduce mintea în confuzie în ce privește acest subiect. Și de multe ori Satana vine și este prezentat prin profeți mincinoși, proroși mincinoși, prin păstori mincinoși și așa mai departe. Lucrurile acestea și soliile acestea care noi le credem, dar ele sunt idei false. Și Dumnezeu spune că ți-a fost arătat, mi-a fost arătat în mod special că se va lucra de Satana cu o putere foarte mare pentru a duce mintea noastră în confuzie în ce privește mântuirea și salvarea. Mulți dintre noi credem că mântuirea se ia doi la leu. Nu, dragul meu. De multe ori s-a străduit și s-a stăruit foarte mult asupra legii lui Dumnezeu și aceasta a fost prezentată în adunările noastre aproape la fel de lipsită de cunoașterea lui Hristos și de legătura pe care o avem noi cu legea sa sau pe Hristos cu legea sa. Cum a fost jertfa lui Cain. Ne-a fost arătat că mulți au fost împiedicați să creadă din cauza ideilor acestea care au fost amestecate, care au fost confuze despre mântuire, din cauza că slujitorii Evangheliei au lucrat și lucrează într-un fel greșit pentru a atinge inimile oamenilor. Subiectul acesta care ani de zile se recomandă cu insistență minții noastre este neprihănirea lui Hristos atribuită, la care noi trebuie să avem mare atenție. Mă mir că acesta nu a fost și nici nu este subiectul cuvântărilor din bisericile noastre, din tot poporul lui Dumnezeu, când el ni se impune atât de insistent, pe când noi să facem din el subiectul oricărei cuvântări, oricărei predici pe care îl rostim în fața oamenilor. Mă mir că nu se face lucrul acesta și nu este un subiect atât de principal în bisericile noastre, în cuvântările noastre, în predicile noastre și în tot ceea ce facem noi. Aceia care intră în lucrarea solemnă și sacră a slujirii lui Dumnezeu ar trebui mai întâi să învețe lecții din învățăturile lui Hristos și ale apostolilor în ce privește principiile vii ale evlaviei practice pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe pământul acesta.
Aceia trebuie să fie educați ca să știe ce înseamnă o credință vie, o credință serioasă în care trebuie să trăim și în care trebuie să ne bazăm. Suntem trimiși de Dumnezeu ca să facem lucrurile acestea. Și de multe ori spune că noi suntem trimiși, sau unii dintre ei, tineri, într-un fel sau altul, sunt trimiși să lucreze, care nu înțeleg planul de mântuire și nu știu ce înseamnă adevărata convertire. Dar în realitate, de fapt, ei au nevoie să fie convertiți. Uitați-vă în zilele acestea ce se întâmplă de multe ori. Tineri, copii, flăcăi și așa mai departe, sunt puși să lucreze, să meargă, facem evangelizări, misiune de tineri, salvare de suflet, ajutorare, predici la anvoane, predici încolo, promovări încolo. De la un timp de vreme, sărmanele femei citesc prin biserici, prezintă ce prezintă, programe muzicale, fac tare, dar ei nu înțeleg planul de mântuire. Ei nu înțeleg că timpul acesta este un timp foarte solemn. Ei nu înțeleg în acest timp căci idei false sunt prezentate. Ei nu înțeleg în acest timp că este nevoie de luminare în acest, iar slujitorii Evangheliei au nevoie să fie educați în privința aceasta, pentru a înțelege planul de mântuire, ce înseamnă cu adevărat convertire, ca mai întâi ei să fie convertiți și după aceea să poată să-i convertească și pe alții. Problema este că se întâmplă de multe ori că toți cei ce sunt botezați trebuie să dovedească faptul că au fost convertiți. Nu trebuie să-i botezi ca să se convertească, și ei trebuie să dovedească că sunt convertiți. Nu există subiect asupra căruia trebuie stărui mai serios, care trebuie repetat mai frecvent și fixat mai hotărât în mintea tuturor oamenilor, decât imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin cele mai bune fapte ale sale. Și noi facem de multe ori, în loc să prezentăm mântuirea, care este numai prin Hristos, în Iisus, Domnul nostru, prin credința care ne este dată în dar de la Dumnezeu. Problema este că atunci când acest subiect, el este supus cercetării, ne doare inima să vedem cât de triviale sunt remarcele celor care ar trebui să înțeleagă taina evlaviei, sau nu ne doare inima. Fiindcă ei vorbesc cu atâta nechipzuință, ei vorbesc despre ideile corecte ale fraților noștri care cred adevărul și învață adevărul. Ei sunt foarte departe de realitatea lucrurilor care ne-au fost prezentate. Foarte departe, dragii mei. Fiindcă dușmanul luptă de la un timp de vreme cu ideile false ca să încurce mințile tuturor oamenilor în pâcla aceasta, în ceața aceasta a celor pământești, care par atât de impregnante în înțelegerea noastră, încât putem să devenim o parte a credinței și a caracterului nostru. E foarte rău, dragul meu ascultător, să faci ca aceste lucruri să devină parte și tu să devii parte a credinței și a caracterului tău cu aceste idei și aceste lucrări false care nu-s bune, spune Dumnezeu. Numai o convertire în aceste timpuri, numai o depărtare de ideile false, numai adevărul Dumnezeu din Sfânta Scriptură din nou ne poate schimba și poate schimba și pe aceea și poate face să renunțe la ideile false, căci aceasta ni s-a arătat că este situația în acest timp. De multe ori se întâmplă ca noi să ne prindem de aceasta, așa cum se prinde un om când se înneacă de salvatorul lui, ca aceasta să îi țină, să nu se scufunde și să nu piară în credință. Fiindcă Hristos Domnul nostru ne-a dat cuvinte pe care să le rostim, pe care trebuie să le rostim pentru noi și pentru alții, trebuie să vă nașteți din nou, dacă nu, nu veți intra în împărăția cerurilor. Noi nu putem să ne naștem din nou. Noi nu putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin idei false, prin lucruri înșelătoare și amăgitoare. Noi, ca să ne putem naște din nou, trebuie să avem la bază doar eu și Hristos, prin credința pe care mi-a dat-o Dumnezeu.
Noi trebuie să studiem atât de mult în aceste timpuri, căci vom fi înșelați, vom fi doborâți, precum secerătorul doboară grânele la pământ, așa vom fi secerați, precum tăietorul de lemne doboară copaci din pădure și doboară hectare întregi, așa vor fi creștinii în aceste timpuri doborâți, fără milă, dragii mei, fără milă. Noi trebuie ca toți să avem o înțelegere corectă ca să ca să dăm la o parte spiritul acesta de controversă și să căutăm pe Domnul nostru cu toată inima noastră în aceste timpuri. Și doar în felul acela și doar atunci noi îl vom putea găsi și vom putea să, să avem un caracter pe care Dumnezeu ne-l va da distinctiv experienței noastre religioase. Dumnezeu spune că aceea noi trebuie să ne ținem de acest subiect, simplitatea adevăratei evlavii, în mod clar în fața oamenilor, în fiecare cuvântare, în fiecare prezentare, în fiecare lucrare pe care o facem. Aceasta va pătrunde la momentul acela în inima fiecărui suflet care este flămând și însetat. De multe ori noi credem că noi când prezentăm ceva, de ce oamenii nu se întorc la Dumnezeu, de ce frații din biserică nu ascultă, de ce nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, de ce nu se vede schimbare în totalitate și așa mai departe. Problema este căci adevărul și simplitatea adevăratei evlavii nu poate să pătrundă în inima lor, fiindcă ei nu sunt nici flămânzi, nici însetați după adevărul lui Dumnezeu și după ceea ce cere Dumnezeu, toți aceia care vor nespus de mult să aibă o asigurare a credinței și a speranței și de plină încredere în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos care a fost la dispoziția noastră. Noi trebuie să prezentăm distinct și clar că nu este posibil să realizăm nimic ca să putem sta înaintea lui Dumnezeu sau să adăugăm ceva în darul lui Dumnezeu pentru noi prin vreun merit al creaturii, al nostru, al tuturor, dragii mei. Noi trebuie să prezentăm distinct lucrul acesta, să se vadă clar că nimic nu este posibil ca niciun om să stea înaintea lui Dumnezeu prin meritul lui și așa mai departe. Dacă credința și faptele ar câștiga darul mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul ar fi sub obligație față de creatură, față de mine și față de tine, dar El nu are nicio obligație. Și aici Dumnezeu ne arată că apare ocazia ca falsul să fie acceptat drept adevăr. Ideile false sunt prezentate în modul acesta. Dacă cineva poate merita mântuirea prin ceva ce ar putea el să facă, atunci este ca și un catolic sau oricare altul care vrea să facă penitențe pentru păcatul lui, pentru viața și salvarea lui și așa mai departe. Și atunci mântuirea ar fi ca ceva datorat, ca ceva care poate fi câștigat muncind ca un salariu. Și Dumnezeu spune nu! Nu, căci de multe ori creștinii și chiar poporul lui Dumnezeu, ei crede multe ori că mântuirea este câștigată dacă mergi la biserică și ești prezent și nu îi ții niciodată. Mulți cred că mântuirea, și nu cred că așa le este și prezentată, mântuirea este dacă te vei supune orbește bisericii și conducătorile ei fără să fii capabil ca tu să iei o hotărâre proprie, tu să fii capabil ca să discerni între ce este bine sau rău, tu să te opui orbește a ceea ce ți se dă să crezi și să nu cercetezi. E foarte greu lucrul acesta, dragii mei. Idei false. Mulți cred că dacă tu mergi la biserică și crezi în Iisus, vei fi luat la cer și vei fi mântuit. Ca și când tu ai meritat lucrul acesta. Ca și când tu ai muncit pentru lucrul acesta. Ca pentru un salariu. Dumnezeu este obligat, este dator ca El să-ți întoarcă înapoi ție și mie mântuirea aceasta că noi o merităm. Și Dumnezeu spune nu.
Și atunci, dacă omul nu poate merita mântuirea prin niciuna din faptele lui bune, atunci aceasta trebuie să fie în întregime prin har. Harul este oferit, adică puterea, timpul, ca să se datoreze în totalitate Dumnezeu și printr-o ascultare de plină față de ceea ce cere Dumnezeu, pe care omul îl primește din partea lui Dumnezeu, socotindu-se păcătos pentru că el îl primește și crede în Iisus Hristos. Este în întregime un dar fără plată. Un dar pe care noi nu-l merităm și Dumnezeu dorește. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu spune de multe ori iubesc pe cine vreau, am milă de cine vreau, mă îndur de cine vreau, mântuiesc pe cine vreau? Fiindcă Dumnezeu va dărui acest dar în întregime, fără plată, celor care se consideră păcătoși, care se consideră că ei nu merită nimic, care ei sunt legați trup și suflet de cuvântul Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, ei cred ceea ce le vorbește Dumnezeu, nu ceea ce li se predică și ceea ce li se impune. Și în momentul acela, orice controversă se va sfârși imediat, ce este stabilit în mod clar că meritele omului căzut prin faptele lui bune nu îi poate da niciodată viața veșnică. Fiindcă lumina aceasta care ne-a fost dată de Dumnezeu, așezată, acest subiect important, mai presus de orice întrebare, să fie în mintea mea și în mintea ta, dragul meu ascultător. Fiindcă îndreptățirea aceasta este în întregime prin har și nu este procurată prin nicio faptă pe care omul căzut ar putea să o facă. Nouă ne-a fost arătat foarte clar că dacă un om bogat are bani și proprietăți și dă din aceste daruri Domnului, în mintea lui de multe ori se nasc idei false care mânjesc darul acesta prin gândul că el ar merita favoarea lui Dumnezeu, că Domnul ar fi obligat să privească la el cu o favoare mai specială din cauza darului pe care l-am făcut. Am auzit de multe ori oameni care spun: am dăruit și eu, am dăruit pentru lucrare, m-am implicat în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu o să mă mântuiască. Dacă eu dăruiesc ca Dumnezeu să mă mântuiască, am pierdut mântuirea din dar. Dar dacă eu dăruiesc că iubesc pe Dumnezeu, că tot ce am este de la Dumnezeu, că Dumnezeu m-a mântuit și fac din dragoste pentru Dumnezeu, ca pentru copilul tău, pentru familia ta, când atunci vezi că soția ta n-are ce mânca sau copilul tău, ești în stare să stai de flământ, să-ți dai ultima bucățică de pâine chiar din gură, să o scoți de la tine, să-i o dai ca să trăiască și să nu moară și să fie bine. Așa trebuie să facem noi pentru Dumnezeu, fiindcă s-a făcut mult prea puțină educație clară în ce privește acest subiect pe care Dumnezeu l-a pus înainte. Domnul a împrumutat omului bunurile lui ca să aibă grijă de ele. Nici banii pe care îi câștigăm, nici hrana pe care avem, nici casa în care locuim, nici cu mașina care umblăm, nu sunt ale noastre. Și spune Dumnezeu că s-a făcut prea puțină educație clară în ce privește acest subiect, fiindcă Domnul tot ce ne-a dat ne-a împrumutat ca noi să avem grijă de ele, mijloacele pe care le cere El să-i fie date înapoi, atunci când providența lui Dumnezeu ne va arăta aceasta și când înaintarea cauzei lui Dumnezeu o cere. De ce credeți dumneavoastră că de multe ori apelez? Haide să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Haide să tipărim cărțile acestea. Haide să distribuim. Haide să facem lucrarea lui Dumnezeu. Domnul a dat intelectul nostru. El ne-a dat sănătate. El ne dă capacitate de a strânge un câștig pământesc. El a creat toate lucrurile de pe pământul acesta. Nu noi! Ce am făcut noi? Ce merităm noi? Cine suntem noi, dragii mei? Cine suntem noi? Suntem un nimic pe pământul acesta. Dumnezeu își manifestă puterea divină pentru a dezvolta toate bogățiile Lui. Acestea sunt roadele din gospodăria lui Dumnezeu. El a dat soarele, El a dat norii, El a dat picuri de ploaie care să facă să crească vegetația pe câmpuri, pădurile, să crească recoltele în grădinile noastre. El a făcut ca să înflorească pomii și florile de pe câmp.
ca slujitorii lui, ca slujitorii al Dumnezeu, să ne strângem din recolta lui, ca să folosim cu chipzuință ceea ce cer nevoile noastre ca oameni și ca să ținem echilibru pentru chemarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Noi putem spune împreună cu David, totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem ție, Dumnezeule. Așa că nu poate exista niciun merit în faptul că creatura dă înapoi ceea ce este al lui. Că ce este de fapt proprietatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca tu să o folosești și pe care El în providența Lui ar trebui să o conducă. Ar trebui să o conducă, dragii mei. De aceea Dumnezeu ne cheamă să facem tot ceea ce trebuie. Ce trebuie să facem în acest timp. De multe ori noi, prin rebeliune și apostazie, omul a pierdut dreptul la favoarea lui Dumnezeu. Nu mai avem niciun drept, pentru că el nu putea să aibă nicio valoare, în afară de aceea care a investit în Fiul cel iubit al lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie să fie înțeles. Trebuie să fie înțeles de fiecare dintre noi, căci noi ne-am pierdut privilegiul acesta. Ne-am pierdut dreptul la privilegiile lui Dumnezeu în îndurarea Lui. Și le-am prezentat ca pe un dar gratuit. O comoară care ne-a fost dată în păstrare pentru a fi folosită spre înaintarea cauzei Lui și spre slava lui Dumnezeu, spre beneficiul ființelor pe care Dumnezeu le-a creat. În momentul în care lucrarea mâinilor Dumnezeu, adică eu și tu, am refuzat ascultarea față de legile împărăției lui Dumnezeu, în acel moment am devenit neloial guvernării lui Dumnezeu și am făcut cu totul nevrednic de toate binecuvântările cu care Dumnezeu ne-a favorizat pe fiecare dintre noi. Aceasta a fost poziția omenirii după ce omul a divorțat de Dumnezeu în urma fără de lege pe care el a săvârșit-o înaintea lui Dumnezeu. Atunci noi nu mai avem dreptul la nicio gură de aer, la nicio rază de soare, la niciun pic de rană, de hrană. Iar motivul pentru care noi nu am fost anihilați atunci de Dumnezeu a fost acela că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, dragii mei, încât a dăruit pe Fiul Său prea iubit ca să sufere pedeapsa călcării de lege ale mele și ale tale. Hristos a oferit să devină garantul meu și garantul tău și garantul și înlocuitorul omului de pe pământ, pentru ca noi, prin harul nespus de mare, să putem avea a doua șansă pentru a ne păca cu Dumnezeu. Un al doilea timp de probă pe care Dumnezeu ni l-a pus în față și ni l-a dat pe pământul acesta. Noi avem în fața noastră experiența lui Adam și a Evei ca o avertizare, ca să nu călcăm legea lui Dumnezeu așa cum au călcat-o ei. Deci noi avem un al doilea timp de probă. În măsura în care omul se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu oferite în darul luminii soarelui, în darul hranei, ar trebui să existe în fiecare dintre noi, din partea noastră, o aplecare înaintea lui Dumnezeu în recunoaștere plină de mulțumire față de faptul că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Tot acestea ce este de dat înapoi lui Dumnezeu este numai ceea ce îi aparține și care a fost dat omului. Omul ce a făcut? Omul a încălcat legea lui Dumnezeu, dar prin răscumpărătorul au fost făcute făgăduințe noi și proaspete pe o cu totul altă bază, dragul meu. Toate binecuvântările trebuiau să vină și trebuie să vină doar printr-un mijlocitor care este Iisus Hristos.
Și Dumnezeu spune că în aceste timpuri fiecare membru al familiei omenești este dat în întregime doar în mâinile lui Hristos și tot ceea ce posedăm în viața aceasta prezentă. Fie că e vorba de bani, fie că e vorba de case, fie că e vorba de terenuri, fie că e sau despre puterile rațiunii noastre, tăria fizică sau talentele intelectuale sau binecuvântările vieții noastre, ele sunt puse în posesia noastră ca bunuri al lui Dumnezeu ca să fie folosite în mod credincios pentru beneficiul nostru, dar și pentru slava lui Dumnezeu. Pentru aceasta suntem chemați. Fiecare dar este pecetruit doar cu crucea lui Hristos. Fiecare dar poartă chipul și semnătura lui Iisus Hristos, Domnul nostru, fiindcă toate lucrurile vin de la Dumnezeu. De la cele mai mici beneficii până la cele mai mari binecuvântări. Totul curge printr-un singur canal, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Doar o mijlocire supraomenească, care este stropită cu sângele, care are o valoare ce nu poate să fie măsurat niciodată, întrucât aceasta este viața lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Niciun suflet nu poate să-i dea lui Dumnezeu nimic care să nu fie deja al lui Dumnezeu. Ce putem noi să-i dăm lui Dumnezeu? Ținem noi minte lucrul acesta? Totul vine de la Dumnezeu și din mâna Lui primim tot ceea ce aducem lui Dumnezeu. Acest gând ar trebui să fie păstrat în mintea noastră, în conștiința noastră, în fața oamenilor, oriunde ne ducem pe pământul acesta. Și anume că noi oamenii nu posedăm nimic, nu oferim nimic ca valoare, ca fapte, ca credință, pe care să nu-l fi primit mai întâi de la Dumnezeu și pe care El să nu-și poată pune mâna oricând și să spună, toate sunt ale mele. Daruri, binecuvântări, talente pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, nu ca să le îmbogățim, ci ca să le folosim cu înțelepciune spre beneficiul lumii acesteia. Fiindcă toată creațiunea aceasta aparține doar lui Dumnezeu. Vă dați seama dacă Domnul ar fi neglijat omul să îi oprească imediat respirația? Ce s-ar fi întâmplat cu omul la momentul acela? Tot ceea ce este și tot ceea ce are omul aparține doar lui Dumnezeu. Lumea întreagă, chiar dacă este stăpânirea lui Satana, ea aparține doar lui Dumnezeu, dragii mei. Doar lui Dumnezeu atât. Casele omului, toate însușirile personale, oricât de valoroase sau sclipitoare, sunt înzestrate doar din partea lui Dumnezeu. Totul este darul lui Dumnezeu care trebuie să se întoarcă la El, ajutând și ajungând astfel ca inima omului să fie cultivată doar în felul acesta. Fiindcă cele mai splendide jertfe pot fi aduse pe altarul lui Dumnezeu și la momentul acela oamenii pot lăuda, oamenii pot slăvi, oamenii pot preamări pe Dădătorul pentru dărnicia Lui. Pentru ce? Fiindcă totul vine de la Dumnezeu și din mâna lui Dumnezeu primim tot ceea ce noi avem și tot ceea ce îi aducem lui Dumnezeu. Nici o lucrare a omului nu poate să atragă pentru iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. Doar dragostea lui Dumnezeu care pătrunde în sufletul tău și în sufletul meu, doar aceasta ne va conduce fără să facem acele lucruri care au fost cerute înaintea de Dumnezeu și le vom face cu plăcere. Noi vom face numai ceea ce suntem datori să-i facem lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu în cer, care nu au căzut niciodată, ei fac continuu voia lui Dumnezeu. În tot ceea ce fac ei în timpul misiunilor pline, de activitățile, de îndurare față de lumea aceasta, față de mine, față de tine, protejând, călăuzind, ocrotind de veacuri, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, atât pentru cei drepți, atât pentru cei nedrepți, ei pot să spună cu adevărat, totul vine de la tine și din mâna ta, primim ceea ce ți aducem. O, dragul meu ascultător,
Dacă ochiul meu și ochiul tău ar putea în aceste timpuri să prindă licăriri din slujirea îngerilor, ce schimbare și ce transformare s-ar face în viața noastră? Ce bine ar fi dacă imaginația noastră ar putea în aceste timpuri să cuprindă, să stăruie asupra slujirii bogate, glorioase a îngerilor lui Dumnezeu? Ce bine ar fi, dragul meu ascultător, dacă imaginația noastră ar medita puțin și ar cuprinde și ar stărui la aceste lucruri, dacă am studia mai mult cuvântul lui Dumnezeu și am fi într-o legătură mai strânsă cu Dumnezeu, atunci vom înțelege și vom putea să cuprindem. Fiindcă conflictul acesta în care suntem angajați este un conflict care ne desparte de Dumnezeu. Dar în conflictul acesta în care sunt angajați îngeri în favoarea oamenilor pentru a-i proteja, pentru a-i conduce, pentru a-i câștiga, pentru a-i scoate afară din cursele lui Satana, le-am putea vede cât de cu totul astfel ar fi conduita sentimentului meu și sentimentului tău religios. De multe ori se pot stârni discuții între noi oamenii muritori, care noi apărând cu înverșunare meritul creațiunii sau făcând fiecare om se poate lupta pentru supremație, dar noi nu știm că timpul, în principiu și în caracter, noi trebuie să reprezentăm doar ce cere Dumnezeu, dar noi în realitate reprezentăm greșit adevărul acesta care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Noi suntem în ceață care ne întunecă mintea de multe veacuri datorită, dragii mei, a ideilor false care sunt prezentate în lumea aceasta. Noi avem nevoie în aceste timpuri de iubirea divină a lui Dumnezeu, care este reprezentată prin aurul curățit, prin foc. Avem nevoie în aceste timpuri de haine albe ale caracterului curat ale Domnului nostru Iisus Hristos. Avem nevoie de alifie cerească pentru ochi, ca să putem discerne complet nevrednicia a meritului nostru de a câștiga muncind ca plată viața veșnică pe care Dumnezeu ne-o dă în dar. În toate aceste lucruri, vreau să vă spun în seara aceasta, nu este nimic mai mult decât harul și talentul care au fost date de la început de Dumnezeul nostru fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să fie nimic mai puțin decât ceea ce prezintă datoria noastră sau ne prescrie datoria noastră. Nu poate fi nimic mai mult decât ceea ce s-a primit și ce s-a dat în dar de la Dumnezeu. Totul trebuie să fie pus în focul neprihănirii lui Hristos ca să fim curățiți de mirosul acesta pământesc înainte să ne putem să ne înălțăm într-un nor de tămâie mirositoare, înaintea Marelui Iehova, înaintea lui Dumnezeu, înainte să poată fi acceptată ca o mireazmă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui ca fiecare dintre noi să ne întrebăm cum aș putea să prezint aceste lucruri în aceste timpuri așa cum sunt ele și așa cum sunt lăsate de Dumnezeu. Ar trebui ca fiecare dintre noi să ne întrebăm, să vedem dacă reprezentăm corect lucrurile așa cum sunt ele. Ar trebui să ne întrebăm dacă ceea ce facem este corect din perspectiva lui Dumnezeu. Fiindcă Domnul Iisus Hristos poate să împărtășească toată puterea, tot harul, toată pocăința, toată înclinația, toată iertarea păcatelor în prezentarea neprihănirii Lui, pentru ca noi oamenii să le cuprindem într-o credință vie, care este de asemenea tot darul lui Dumnezeu și credința nu este credința noastră. Dacă noi am aduna la oaltă în aceste timpuri tot ce este bun, tot ce este sfânt, tot ce este nobil și plăcut pentru noi și apoi le-am prezenta îngerilor lui Dumnezeu ca și cum toate aceste lucruri ar contribui la salvarea noastră sau ca pe un merit, propunerea aceasta ar fi respinsă ca un act de înaltă trădare chiar de îngeri înainte să ajungă la Dumnezeu. Noi trebuie să stăm în prezența Creatorului nostru.
Noi trebuie să privim slava inegalabilă care învăluie persoana lui. Precum o fac îngerii, ei privesc la mielul lui Dumnezeu dat de la întemeirea lumii pentru a trăi o viață umilită. Pentru a fi respins de oamenii păcătoși, pentru a fi disprețuit și pentru a fi crucificat. Poți tu? Sau eu? Sau care dintre noi poate să măsoare infinitul acestei jertfe pe care Dumnezeu l-a dat prin Iisus Hristos pentru noi? Fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos a făcut sărac pentru mine și pentru tine, pentru ca eu și tu prin sărăcia Lui să fim îmbogățiți? Orice faptă pe care o putem face noi pentru Dumnezeu este mult mai puțin decât nimic. Orice faptă pe care vrem să o aducem înaintea lui Dumnezeu va fi respinsă. Dacă nu facem faptele lui Dumnezeu, faptele credinței, faptele harului lui Dumnezeu, cererile noastre nu vor fi acceptate pentru că nu sunt făcute în baza neprihănirii noastre, neprihănirii lui Hristos. Ele vor fi acceptabile doar dacă vor fi făcute în baza neprihănirii lui Iisus Hristos. Ideea aceasta de a face ceva ca să merităm harul iertării. Dumnezeu spune că este o erezie care de la început a început și va fi până la sfârșit. Fiindcă noi nu vom putea să aducem nimic înaintea lui Dumnezeu și doar să cădem lângă crucea lui Hristos. Acesta este singurul merit și favoare pe care îl avem din partea lui Dumnezeu, fiindcă noi oamenii nu putem să realizăm nicio faptă memorabilă, nicio faptă vrednică de laudă care să-i acorde Dumnezeu sau noi să-i acordăm fă-o onoare prin lucrul acesta. Dar oamenii de la un timp de vreme au obiceiul acesta să-i onoreze pe oameni, pe păstori, pe conducători, să-i slăvească, să-i înalțe. Am văzut de multe ori că chiar conducătorii și păstorii în spate sunt vorbiți de rău, dar la momentul când te întâlnești cu el, ce om de treabă, ce om credincios, vai frate pastor, frate Livile, frate Gheorghe, frate, vai ce vă... și pe partea altă. Și noi căutăm de multe ori să-i onorăm, avem obiceiul acesta, să-i slăvim, să facem multe alte lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. Dar noi ar trebui la momentul acesta să ne cutremurăm. Doar când vedem sau auzim așa ceva, dar mai ales să facem lucrurile acestea, deoarece Dumnezeu ne-a descoperit nu puține cazuri în care viața din cămin sau în interiorul inimii noastre este plină de egoism și de lucruri rele, dragii mei ascultători. Fiindcă noi oamenii suntem stricați, suntem murdari, suntem ordinari. Nimic din ceea ce vine din faptele noastre nu poate să te înalțe la Dumnezeu. Căci tot ceea ce facem noi, spune Dumnezeu că este o urăciune înaintea Lui. Nu există nicio convertire reală fără renunțare la păcat. Nu există nicio convertire reală fără pocăință. Nu există nicio convertire reală prin idei false. Nu există nicio convertire reală fără ca tu să fii înțeles tot mai mult caracterul grav al păcatului. Nu va exista nicio convertire reală dacă aceste lucruri nu sunt toate la pachet. Noi trebuie în aceste timpuri să avem o limpezire a percepției care nu a fost niciodată atinsă de ochiul muritor. Dar îngerii lui Dumnezeu văd că noi ca ființe împiedicate de aceste influențe stricăcioase, cu suflete, cu mâini necurate, care noi ne decidem în aceste timpuri destinul pentru eternitate. Și totuși mulți dintre noi nu înțelegem. Nu înțelegem, dragii mei. Mulți dintre noi înțelegem foarte puțin ce înseamnă păcatul și care este remediul păcatului. Noi nu înțelegem, mergem orbește. Am auzit de multe lucruri care au fost predicate despre convertirea sufletului, despre mântuire, despre luarea la cer, despre izbăvirea noastră, care nu sunt adevărate.
Fiindcă oamenii sunt educați în aceste timpuri și încă de multe generații încoace să creadă că omul, dacă, să creadă că dacă omul se pocăiește, va fi iertat. Presupunându-se că această pocăință ar fi calea, ar fi ușa către cer, că există o anumită valoare sigură în pocăință care cumpără pentru el iertarea. Da. Noi credem de multe ori că și dacă ne pocăim, noi merităm lucrul acesta. Noi deja intrăm în ce? Ce faci? A, păi mă pocăiesc, că vine sfârșitul și Dumnezeu mă mântuiește. A, păi mă pocăiesc. Dar de unde? Că aia nu e pocăința adevărată. Și doar nu sunt niște sisteme și niște idei care ele au fost promovate, predicate despre convertirea sufletului, care nu sunt adevărate nici înaintea oamenilor și nici înaintea lui Dumnezeu. Poate omul pune Dumnezeu o întrebare și pe care ți-o pun și eu, dragul meu ascultător, în seara aceasta: poți tu ca om să te pocăiești de la tine însuți? Că noi de multe ori spunem, eu mă pocăiesc, eu sunt pocăit, eu sunt, domne, dat pe jar. Nu. Nu mai mult decât poate să se ierte singur omul. Cât te poți ierta tu, dragul meu ascultător? Cât te poți ierta tu? Atâta poți să te pocăiești. Poți tu să-ți ierți păcatele? Poți tu să-ți faci ispășire pentru păcate? Nu. Și nici pocăința. Pocăința e un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri că noi trebuie să avem lacrimi, să avem suspine, să avem hotărâri care să ne întoarcă către Dumnezeu. Nu să avem lacrimi și suspine și hotărâri. Toate acestea să fie doar o exercitare corectă a facultăților pe care Dumnezeu le-a dat omului. Nu doar să le exercităm și să le manipulăm. Și noi trebuie să avem o întoarcere de la păcat în schimbarea vieții care este a lui Dumnezeu. Aceasta ne cheamă Dumnezeu. Unde este meritul omului pentru a câștiga mântuirea? Sau pentru a aduce înaintea lui Dumnezeu omul ceva care să fie valoros și să fie excelent ca Dumnezeu să te considere că ești mântuit? Poți tu oferi jertfă de bani? Poți tu oferi case, terenuri? Ca să ne pună pe noi pe lista celor meritoși cumva? Nu, dragul meu, este imposibil. Este imposibil să facem lucrul acesta. De multe ori există pericolul acesta de a privi îndreptățirea prin credință ca și cum ar fi existat un merit al meu în credință și nu un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu spune că noi primim neprihănirea lui Hristos în inima noastră ca pe un dar fără plată. Noi suntem îndreptățiți fără plată prin răscumpărarea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care ne este dat în dar fiecăruia dintre noi. Ce este credința, dragul meu ascultător? Ce este credința? Ți-ai pus întrebarea vreodată? De multe ori noi spunem, a, credința este că eu cred în Dumnezeu cu tare în lucrurile care se văd. Nu doar să crezi. Și ea trebuie să fie substanța lucrurilor nădăjduite, să fie o dovadă a lucrurilor care nu se văd. Este pentru noi o substanță? Este pentru noi o dovadă? Este pentru noi un consimțământ al înțelegerii dat de Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să lege inima noastră în consacrare de bunăvoie și în slujire față de Dumnezeu? Este pentru noi lucrul acesta credința? Sau doar așa? Cred și eu, cred că și dracii cresc și se înfioară, dar nu foia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că dacă El, care a dat înțelegerea, care a mișcat inima, care mai întâi a atras mintea ca să-L vadă pe Hristos, pe crucea de pe Calvar, credința aceasta înseamnă a da înapoi lui Dumnezeu puterile intelectuale ale noastre, a ne abandona pe noi în mâna lui Dumnezeu, mintea și voința aceasta, și a face din Hristos singura ușă pentru a intra în împărăția lui Hristos. Nu celelalte sunt ușe. Nu celelalte. Și doar
a ne abandona în mâna lui Dumnezeu. Și Hristos este singura ușă pentru a intra în împărăția sa. Problema este că oamenii, când oamenii învață că ei nu pot câștiga neprihănirea prin propriile merite ale faptelor și când privesc cu încredere deplină și fermă în Iisus Hristos ca singura lor nădejde, atunci nu va mai exista atât de mult eu și atât de puțin Iisus. Problema este că astăzi există mai mult eu și puțin Iisus. Ar trebui să inversăm în aceste timpuri rolurile din viața noastră și prioritățile noastre, fiindcă sufletele și trupurile noastre sunt mânjite, sunt murdărite de păcat, fiindcă inima noastră este înstrăinată de Dumnezeu și totuși mulți dintre noi ne luptăm cu puterile noastre mărginite. Suntem mari și tari, zmei, facem una în alta pentru a câștiga mântuirea prin faptele noastre bune. Și Dumnezeu spune, idei false. Noi ne gândim că Domnul Hristos face o parte din mântuire, iar noi trebuie să facem restul mântuirii. Nu. Hristos mântuie totul. El face lucrarea mântuirii de la cap până la coadă. Noi trebuie doar să ne supunem. Noi avem nevoie să vedem prin credință neprihănirea aceasta lui Hristos ca singura noastră speranță pentru acum, dar și pentru veșnicie. Fiindcă Dumnezeu a dat oamenilor, ne-a dat mie și ție facultăți și capacități în care le putem dezvolta și în care putem să vedem prin credință aceste lucruri. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu cooperează cu darurile acestea pe care ni le-a dat, pe care ni le-a împărtășit nouă ca oameni. Iar noi trebuie să devenim oameni părtași de natură divină și să facem faptele lui Hristos. În momentul acela putem deveni biruitori și putem câștiga viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a dat-o în dar. Dumnezeu nu intenționează și n-a intenționat niciodată să facă lucrarea pentru care i-a dat omului putere să o facă. Mântuirea o face Dumnezeu, dar lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat putere să o facem noi trebuie să o facem și să o ducem până la sfârșit cu frică și cu tremur de Dumnezeu. Partea omului, partea mea și partea ta, ea trebuie făcută de noi. Noi trebuie să devenim și să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi trebuie să purtăm jugul împreună cu Hristos. Noi trebuie să învățăm blândețea. Noi trebuie să învățăm smerenia. Fiindcă Dumnezeu este puterea care stăpânește totul în cerul și pe pământ. El revarsă darurile. Noi trebuie să le primim. Dar nu trebuie doar să rămânem la a primi. Noi trebuie să acționăm cu puterea și harul lui Hristos, care doar El este agentul viu care ne ține și pe noi în viață. Noi suntem doar ogorul lui Dumnezeu în care Dumnezeu lucrează. Căutați în Corinteni 1 cu 3 la 9 să vedeți ce spune cuvântul Dumnezeu. Fiindcă inima noastră trebuie să fie lucrată, trebuie să fie supusă, trebuie să fie arată, trebuie să fie grăpată, trebuie să fie semănată, ca ea să poată să aducă o recoltă pentru Dumnezeu de fapte bune. Noi suntem clădirea lui Dumnezeu. Noi nu ne putem clădi singuri. Există o putere în afara noastră care trebuie să clădească viața mea, caracterul meu, să clădească biserica lui Dumnezeu. Trebuie să pună cărămidă peste cărămidă. Întotdeauna prin cooperare cu facultățile și puterile care ne-au fost date de Dumnezeu nou, fiindcă răscumpărătorul nostru să-și poată pregăti o casă, să-și gătească clădirea lui în care el să locuiască. Dumnezeu lucrează și omul trebuie să lucreze. Este nevoie să existe o primire continuă a darurilor lui Dumnezeu pentru ca să poată să existe o dăruire de bunăvoie din aceste daruri. Trebuie să fie, cum să vă spun noastră, este o primire continuă din partea lui Dumnezeu și apoi o restituire din partea omului. Dumnezeu lucrează. Ce zicea Domnul Iisus Hristos la un moment dat? Eu lucrez, dar de ce lucrez?
fiindcă tatăl meu lucrează. Eu îl văd pe tatăl meu și eu lucrez. Tatăl meu îmi dăruiește și eu dăruiesc. Eu dăruiesc oamenilor și îi dăruiesc totul pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Fiindcă Domnul nostru a făcut posibil ca sufletul meu și sufletul tău să primească hrană de la El, care să fie redată apoi prin împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Poate, pentru ca să poată exista o revărsare în afară, trebuie să reziste o pătrundere a divinității lui Dumnezeu în ființa noastră și în viața noastră. Și Dumnezeu la momentul acela va locui în noi și va umbla în noi, în 2 Corinteni 6:17. Fiindcă templul sufletului meu și sufletului tău, el trebuie să fie sacru, el trebuie să fie sfânt, el trebuie să fie nemânjit, trebuie să existe un parteneriat în care toată puterea să fie a lui Dumnezeu și toată slava să-i aparțină lui Dumnezeu. Dar această responsabilitate, dragul meu ascultător, este peste tine și este peste mine. Noi trebuie să primim în gândurile noastre, în sentimentele noastre, ca să putem apoi da prin exprimare, prin viața noastră și prin caracterul nostru. Fiindcă legea aceasta a acțiunii umane și divine, pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră, ne va face pe noi ca primitori să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Și la momentul acela ne va aduce în situația în care, unit cu divinitatea, să putem să facem faptele lui Dumnezeu. Omenescul atinge omenescul. Dar puterea divină, agenția aceasta omenească, va fi combinată cu divinul lui Dumnezeu. Și doar în momentul acela vor deveni un succes complet. Deoarece neprihănirea lui Hristos va putea să împlinească totul. Motivul pentru care atât de mulți nu reușesc în aceste timpuri să fie lucrători de succes este acela că ei acționează ca și cum Dumnezeu ar depinde de ei și nu ei de Dumnezeu. Ca și cum ei trebuie să-i sugereze lui Dumnezeu ce să aleagă, ce să facă în loc ca ei să depindă de Dumnezeu. Am auzit de multe ori lucrurile acestea care se spune, dragii mei. Noi trebuie să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Și de multe ori dăm la o parte puterea aceasta supranaturală, această divinitate a lui Dumnezeu. Și de aceea noi nu reușim să facem lucrarea aceasta supranaturală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Noi depindem tot timpul doar de puterea omenească a noastră și a fraților noștri, conducătorilor noștri și așa mai departe. Și de aceea noi suntem strâmți în noi înșine și judecăm întotdeauna doar după înțelegerea noastră omenească, după înțelegerea noastră mărginită. Și Dumnezeu ne cheamă că avem nevoie să fim ridicați. Pentru că nu avem nici o putere de sus. Dumnezeu ne dă corpuri, Dumnezeu ne dă putere, creierul nostru, ne dă timp, ne dă ocazii și tot ceea ce trebuie în care noi să lucrăm. Noi se cere ca toate aceste lucruri să fie puse la treabă. Dacă omenescul va fi combinat cu divinitatea, atunci noi vom putea să împlinim o lucrare care va dăjnui cât veșnicia. Dacă noi ne gândim că Domnul a făcut o greșeală în cazul nostru și arătăm spre faptele noastre, noi vom fi dezamăgiți. Căci noi, prin har am fost mântuiți și prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci vine de la Dumnezeu. Aici este un adevăr care va desfășura subiectul în fața minții noastre dacă nu o închidem față de razele de lumină care vin de la Dumnezeu. Viața veșnică este un dar infinit de la Dumnezeu. De aceea, ea este dincolo de posibilitatea mea și posibilitatea ta de a fi câștigată
muncind pentru ea, pentru că este infinită. În mod necesar, ea trebuie să fie și să rămână doar un dar de la Dumnezeu. Ca dar, ea trebuie să fie primită prin credință și recunoștință și lauda să fie oferită doar lui Dumnezeu și nu noi, oamenii, sau prin meritele noastre și lucrările noastre. Doar o credință solidă nu va aduce pe nimeni niciodată prin aceste idei false la fanatism și nu îl va face să fie ca robul lene, spune Dumnezeu. Fiindcă puterea de vraja lui Satana, ea este care conduce pe oameni să privească la ei înșiși, în loc să privească la Iisus Hristos. Neprihănirea lui Hristos trebuie să meargă înaintea noastră, dacă slava Domnului va fi răsplata noastră. Dacă facem voia lui Dumnezeu, la momentul acela putem să primim mari binecuvântări ca un dar fără plată de la Dumnezeu, dar nu pentru a fi un merit în noi înșine. Un astfel de merit nu ar avea niciodată valoare în ochii lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem lucrarea lui Hristos. Noi trebuie să ne implicăm cât mai mult în lucrarea aceasta și la momentul acela spune că Dumnezeu ne va onora și la momentul acela vom fi mult mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, care și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să avem viață și mântuire în Iisus Hristos. Dragul meu ascultător, în seara aceasta mă voi opri aici. Ai grijă că ideile false este un pericol în aceste timpuri. Sunt promovate printr-un felul de lucruri și de idei atât de bine dibăcite, așezate, cum să vă spun noastră, sunt atât de bine modelate, atât de bine întortocheate încât să pară că prin ele poți să primești mântuirea. Sunt bune, dragii mei, predicile. Sunt bune să mă ascult și pe mine, să ascult și pe altul. Dar să nu ți-ești niciodată din minți. Și nu vei ieși din minți să faci ceea ce nu trebuie și să promovezi ideile false și cuvântul lui Dumnezeu să-l transformi într-o lucrare falsă. Dacă ești strâns legat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, prin studiu și prin rugăciune. În aceste timpuri când bătălia se dă pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Deci când bătălia se dă pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Când se hotărăște destinul nostru veșnic. Noi trebuie să ne legăm mai mult de Dumnezeu ca niciodată. Noi trebuie să ne punem încrederea în El. Nevoile noastre, necazurile noastre, problemele noastre trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne luptăm prin propria noastră putere și prin forțările noastre ca să facem și să dovedim că este un merit al nostru. Dragul meu ascultător, eu mă opresc aici în seara aceasta. Îți doresc multă binecuvântare, un sabat plin de bucurii și de belșug spiritual din partea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute și să intri în odihna lui Dumnezeu și pacea lui să fie în sufletul tău. Să ai o noapte liniștită și tot ceea ce își dorește alături de Dumnezeu. Mâine dimineață, prin harul lui Dumnezeu, ne vom întâlni din nou. Vom studia școala de sabat, care este o învățătură plină de forță. Este de lovitură între ciocană și nicoval. Că poate, poate ne vom trezi. Poate, poate vom vede și noi ceea ce văd îngerii lui Dumnezeu. Poate, poate, Dumnezeu ne va trezi și vom lua hotărâri pentru veșnicie și nu pentru lumea aceasta care piere. Vă doresc noapte bună tuturor, dragii mei. Și Domnul să fie cu noi cu toți, până când ne vom întâlni din nou împreună.